Dacă ai ridica în picioare frații, să spunem așa, de vârsta a doua, frații care astăzi sunt până în 50 de ani, părinții care astăzi sunt în focul bătăliei cu familia, cu copiii, cu greutățile, cu situațiile, să-i întrebi cam cum stăteau unele lucruri când tu te-ai întors la Dumnezeu, cam cum se punea problema. Și unii spun, da, dar atunci așa a fost civilizația. Dacă ai întrebat pe bătrâni mai în urmă, să-i întrebi cum stăteau lucrurile în adunare, în poporul lui Dumnezeu, cum se punea problema vis-a-vis de Biblie, de Cartea Sfântă, de Cartea lui Dumnezeu și care era înțelegerea atunci și acum, cum stau lucrurile? Se pare că astăzi lucruri care altădată erau deosebit de grave, astăzi se întâmplă în poporul lui Dumnezeu ca bună ziua. Nu-i grav. Aia nu-i păcat, aia nu-i păcat, aia nu-i chiar așa de păcat, aia nu înțeleg că e așa, nu cred că e chiar așa. Și am ajuns la o convingere, de-a lungul anilor am ajuns la o convingere biblică. Nu-i adevărat că oamenii nu știu. Noi știm cum trebuie să ne pocăim și martorii Dumnezeu la asta. În inima noastră se dă o luptă. Și firea își caută din nou locul să conducă viața. Și azi accepți una și mâine alta și poi mâine alta și anul viitor alta și te trezești că lucrurile pe care le-ai lăsat cândva când ai spus că te-ai întors la Dumnezeu și le-ai aruncat și ai spus te socotesc ca un gunoi, o zis Pavel într-o împrejurare. Astăzi gunoaiele ai început să le strângi și să le practici și să le trăiești din nou. Oare chiar nu știm cum trebuie să ne pocăim? Știm. Știm cum trebuie să ne pocăim. Știți care e realitatea? Realitatea ne spune versetul acesta din capitolul 3, a 2 Petru, versetul 5. O zis, în adins se facă nu știu că cerurile care au fost scoase prin apă și cu ajutorul apei au perit înnecate de ape și lumea de atunci și că cerul și pământul de acum sunt păstrate pentru focul din ziua de judecată și de peirea oamenilor nelegiuiți. Dumnezeu să ne ajute, frații, surori, să deschidem ochii mari, să ne trezim la realitate, fiecare să se ducă acasă și să ne facem verificarea vieții. Nu știm când Domnul intră să ne verifice El. Să ne facem cercetarea familiilor, să ne facem cercetarea tuturor lucrurilor din familiile noastre, din casele noastre și dacă ne iubim sufletul și dacă vrem cu adevărat să ajungem la Dumnezeu, să intrăm, să ne pocăim așa cum Dumnezeu ne-a luminat. Realitatea adevărată și tristă este că cei mai mulți dintre frați se fac în adins că nu știu. Se fac în adins că nu știu. Păi da, nu-i nicio explicație să te întorci la Dumnezeu să spui păcat să bei și după ani de zile să te trezești că tu pocăit în casa ta servești șampanie de ziua nașterii copiilor tăi, penticostal. Și să spui că n-ai știut. Poți să spui că n-ai știut? Să te întorci la Dumnezeu și să renunți la atâtea lucruri. Cunosc oameni, cunosc un caz, să spun așa, de oameni care într-o noapte au dat jumătate de kilogram de aur de pe ei, când i-a cercetat Dumnezeu. Ce se întâmplă să-i găsești penticostali în adunare, nu cu jumătate de kilogram de aur, dar măcar cu câteva sute de grame de aur pe ei, să zică, o fost păcat, dar ăsta nu e așa mare păcat să purtăm aur pe noi. Poți să spui așa ceva? Nu se poate spune asta, mințim? Dumnezeul nostru e lumină, spune apostolul Ioan, și o zis în el, nu este întuneric. La Domnul n-o veni seara, n-o veni amurgul și nu mai vede lucrurile bine. La el totul e deslușit. Facă Dumnezeu și la mine și la tine să avem o lumină deslușită. Să știm ce e întuneric, să știm ce e lumină și să ne despărțim de faptele întunericului. Și să ne îmbrăcăm cu armele luminii și să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în beții, nu în slujiri idolești neîngăduite, ci trupul nostru, viața noastră, mădularele noastre să fie puse în slujba lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. Am întrebat așa într-o adunare, m-am uitat la frață, frață, parcă dau tot pe lângă. Am văzut într-o adunare o soră și o să spună cineva, am văzut o soră într-o adunare, avea părul verde în cap. Așa mai rar se întâmplă, știi, la unii le crește părul verde în cap.
Și am zis ceva pe linia asta, am zis dacă să s-ar naște un copil cu părul verde, nu? Te-ai dat cu capul de pereți și ai zice, oare ce-am păcătuit eu în viața asta de m-o pedepsi Dumnezeu așa, să am un copil cu părul verde în cap? Da, așa e că când se face mare și vezi că nu-i place culoarea la păr cum arată, scoți banii din buzunar, nu? Și îi dai să-și vopsească părul. Acum unii o să zâmbească și o să zică, dar ce, asta e o problemă, să vezi surorile vopsite. Nu e o problemă, mai vezi și frați vopsiți în cap. Biblia spune că părul alb reprezintă ceva. Solomon, înțeleptul ăsta care a scris în Biblie, a zis, părul alb reprezintă ceva. Acum oamenii se pară tineri, se pare nu știu cum, dau cu vopsea pe cap. Și ne facem că nu știm. Nu înțelegem așa, nu credem că e așa. Numai săracul Moise nu a avut timp să se vopsească în cap în pustie. Ăsta numai amărât o fost. Ăsta numai lacrimi o vărsat. Ăsta numai în primejdie de moarte în fiecare zi. Și-o zis într-o zi înaintea lui Dumnezeu. Du poporul ăsta unde ai hotărât. Dacă am fi fost noi, poate am fi zis, Doamne, nimicește, și așa nu ascultă, și așa nu vor să ia seama, și așa fac ce vor. E greu în lupta asta, nu? Dar Moise a zis lui Dumnezeu așa, o zis, Doamne, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Că aici, Doamne, să știi că nu e în joc slava lui Moise. Aici în joc slava ta. O zis, când vor auzi neamurile, că poporul ăsta nu a mai ajuns nicăieri nici într-o țară, nu o să zică, Moise nu l-a putut duce, nu a fost destul de capabil, nu știu destul la matematică, geografie și s-a prăpădit prin pustie, s-a încurcat omul ăsta. O să zică neamurile că tu n-ai avut putere ca să-i duci. Și o să zic, dacă nu se poate altfel, șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar du poporul acesta unde ai hotărât, ca să se știe că ești Dumnezeu. Omul ăsta nu a avut timp de așa ceva. Nu a avut timp de așa ceva. Aș vrea să spun, în zilele în care trăim, am ajuns așa niște oameni așa de complicați, așa de încurcați în atâtea lucruri, atâtea accesorii ce avem după noi, atâtea bagaje ce avem după noi, atâtea lucruri complicate care le târâm după noi și nu mai putem să ne pocăim. Doamne, ajută-ne să ne despărțim de ceea ce ne încurcă, să ne despărțim de ceea ce ne trage la vale și să ne ducem drumul potrivit cu legământul pe care l-am încheiat. Noi nu i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, devine democrația, ai să te sperii unde o luăm și pe unde apucăm. Nu i-am spus lui Dumnezeu. În apa botezului i-am spus, de-o fi soare, de-o fi furtună, de-o avea ce mânca, de vom fi mai flămânzi, de-o fi sănătoși sau de-o fi și mai bolnavi, de-o fi bucuroși sau poate că multe vor fi zilele în viață în care va trebui să vărsăm lacrimi. Doamne, trece-ne pe numele Tău, înfiază-ne, primește-ne, iartă-ne și-ți jurăm că Te vom sluji toată viața și Te vom urma.